Bicicliștii și trotinetistele din Bolintin Vale, Giurgiu, au pistă dedicată. Numai că e ocupată de mașini, chiar în fața sediului poliției. Nu mai zic că și trotuarul e ocupat de pitbull cu numere provizorii. Bine că nu chiar poliția ocupă pista și trotuarul, dar poliția ar cam trebui să intervină. Nu degeaba bicicliștii preferă să meargă pe carosadă. Mai puțin periculos, ia uitați-vă ce praguri aici, e pista dedicată. Cine s-ar încumeta să meargă pe aici unde ne trimite primăria? Și primăria e fix alături. Mă întâlnim și bada proste. Halal pomană. Pista cu obstacole. Momentan, că eu nu e ducat în finalitate. Măcar au parcare de biciclete, dar nu au rampă de acces pentru persoanele cu nevoi speciale. Este o săgeată care arată că se poate intra prin spate, dar cred că am mai filmat odată. Intrarea prin spate e bătaie de joc. E chiar mai periculoasă decât dacă ai lua-o pe trepte. Asta nu e rampă de acces pentru persoane cu dizabilități. E rampă pentru sinucideri și la urcare și la coborâre. Pericol mare pentru că unghiul e mortal. Altfel e frumos, cu soare la Bolintin Vale. O să mai vin cu bicicleta sau transportul public.